Bună tuturor și bine v-am regăsit! Știu că v-ați obișnuit să mă vedeți doar în formula cu invitat alături, însă de data aceasta m-am gândit să vorbim într-un material foarte scurt despre îngrijirea părului și sunt convinsă că citiți foarte mult în fiecare zi despre îngrijirea părului, despre diferite produse, dar aș vrea de data aceasta să vorbim despre îngrijirea părului la o anumită vârstă și aici mă refer după 40 de ani. La o vârstă tânără, rădăcina firului de păr este protejată într-o mare măsură de către hormonii feminini și aceia sunt estrogenii. Odată ce înaintăm în vârstă, și aici mă refer la 40 de ani plus, acești estrogeni scad și intervin hormonii masculini, care intervin atât de bine încât avem și consecințe. Firul de păr se subțiază, ne cade părul, scalpul începe să se vadă mult mai bine, știți că apar acele porțiuni de loc liber pe scalp și nu este prea plăcut, știm deja cu toate. Ce facem? Avem grijă de noi printr-o alimentație foarte bună, vitamine, dar ajungem și la produsele de îngrijire pentru o astfel de situație. Așadar, vorbim astăzi despre produsele de la Plantur 39, pe care eu le-am testat în ultima perioadă, le-am avut în vacanță. Înainte de toate, trebuie să vă spun că produsele de la Plantur 39 sunt realizate de către cei de la Institutul de Cercetare Dr. Wolf și dacă știți și ați citit, sunt tot cei care realizează și șamponul pentru bărbați Alpecin. Este tot al lor. Așadar, bărbații au șamponul lor, femeile au șamponul lor pentru o anumită vârstă. Aceste produse au la bază un complex de substanțe active, respectiv fitocafeina. Aceasta împiedică testosteronul să atace rădăcina firului de păr și astfel să limiteze aportul de energie. Se anulează efectul negativ al testosteronului asupra rădăcinii firului de păr și astfel se va combate eficient căderea firului de păr cauzată de schimbările hormonale survenite odată cu înaintarea în vârstă a noastră a femeilor. Începem cu șamponul. Activează rădăcina firului de păr încă din timpul spălării. Este special pentru păr vopsit și deteriorat. Cum procedăm? Prima spălare, unde știm cu toate că acolo dăm jos toate rezidurile, praful adunat de peste zile. După care, a doua spălare este cea mai importantă. Se masează părul și se lasă 2 minute șamponul să acționeze pe scalp. Substanța activă, cafeina, pătrunde la rădăcina firului de păr, încă din timpul spălării. Pielea capului și rădăcinile firelor de păr își îmbunătățesc capacitatea de regenerare. Este foarte important să folosiți acest tratament undeva între 4 și 6 luni, asta pentru a observa îmbunătățirile și schimbările, pentru că altfel nu o să fiți foarte încântate de rezultate. Atunci când nu folosiți șamponul, puteți folosi un alt produs care mie mi-a plăcut mult mai tare decât șamponul, recunosc. Este produsul pe care l-am avut și în vacanță cu mine și, cum vă spuneam, l-am folosit. Este tonicul de la Plantur 39 și acesta protejează rădăcinile firelor de păr și stimulează creșterea părului. Se folosește și foarte ușor și am să vă și arăt exact cum l-am folosit. Da? Am aici o oglindă, o să pun fix pe partea asta, mi-am făcut o cărare special ca să vă arăt. Se toarnă, da? Acum eu o să fac pe o porțiune foarte mică, dar se masează foarte, foarte ușor, da? Și se ia și se masează încet, încet, până când acesta pătrunde foarte bine pe scalp, în piele, da? O să aveți impresia că v-ați udat părul, dar nu, se usucă imediat, în câteva minute. După care, lăsați 5 minute, da, să intre foarte bine în piele, să absoarbă și rădăcina firului de păr și scalpul și după aceea folosiți orice alt produs de styling. Nu se vede nimic, este foarte, foarte bun acest produs, mi-e place foarte tare. Și mai avem un produs, balsamul. Balsamul este conceput și el similar tuturor celorlalte produse Plantur 39 și datorită cafeinei pe care o are la bază împiedică eliminarea prin clătire a complexului fitocafein absorbit în scalp. Este foarte ușor de coafat după ce îl folosiți și lasă părul foarte fin, neted și strălucitor, așa cum ne dorim cu toatele. Așadar, acestea sunt produsele cu care eu mi-am început toamna și vi le recomand cu drag. Mai ales doamnelor de 40 de ani, dar asta nu înseamnă că și cele care se apropie de 40 de ani
precum eu, la 37, trebuie să fim mai preventive puțin și să începem mai din timp îngrijirea părului. Și pentru că mie mi-au plăcut foarte tare aceste produse și sunt convinsă că vreți și voi să le testați, am un concurs. Am 5 astfel de pachete de la Plantur 39, în care aveți un șampon, un tonic, un balsam și, surpriză, mai găsiți ceva acolo micuț, foarte folositor. O să găsiți toate detaliile mai jos pe blog, o să vedeți pașii pe care i-aveți de urmat și în postarea de pe Instagram. Ne vedem acolo cu toate răspunsurile voastre. Mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o toamnă frumoasă!